Mă numesc Tatiana Badan, sunt primarul localității Selimet din raionul Cimișlie, Republica Moldova. Localitatea Selimet este o localitate din sudul Republicii Moldova, o localitate cu un număr de populație de peste 4.000 de cetățeni. Este a doua localitate din raion după acest număr mare de populație. O localitate în care activează mai multe instituții publice, cum ar fi liceu, școală, grădiniță, școală de muzică, centru social, cămin cultural. Deci avem foarte multe activități și instituții active, funcționale, dar cu părere de rău, administrația publică locală nu poate face față la toate cele cerințe de întreținere și necesități pentru aceste instituții, atât și pentru cetățeni. Localitatea Selimet beneficiază de apă în rețea, în sistem, doar în proporție de 15%. Deci este o problemă gravă pentru comunitate. Și în anul 2014 noi am beneficiat de o susținere financiară din partea bisericii și vreau să vă zic că a fost un aport foarte mare pentru localitatea noastră, deoarece problema vitală fiind apa, crearea condițiilor necesare pentru cetățeni, acest proiect este considerat unul cel mai avantajos și de succes. Acest proiect va asigura peste 200 de case de locuit cu apă în rețea. Deja sunt conectați o parte de cetățeni la acest traseu nou de apă. Și evident, noi am crescut în proporție de 25% de asigurare cetățenilor cu apă în rețea, cu apă potabilă. Este un proiect foarte bun, un proiect care merită de menționat și pe această cale vreau să aduc sinceri mulțumiri bisericii și tuturor celor care contribuie în biserică pentru a susține Republica Moldova în aceste proiecte importante, și anume apa, de asigurare cu apă potabilă.